promovați un castrat. Vreți să ne prezentați memoriul? Da, este promovat de un memor pe care dorim să la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Este promovat de un copil de 3 ani cu dizabilități severe. Mama lui nu este angajată de către fost competent pentru a fi alături de el. S-au adunat semnături până acum pe memoriul ăsta de aici? Se vor mai strânge și altele. Așa, să vedem cum îl cheamă pe copilul respectiv. Este dumneavoastră faceți acest memoriu, Mihaela Mihăiescu, în numele Asociației IHTI din satul Dumeni, Comuna George Enescu. Și cazul este cazul minorului Andrei Braha din municipiul Dorohoi, care are o situație adusă la cunoștința comunității, iar situația lui, și-o spune singur, are rubeolă congenitală, operat la ambii ochi de glaucom și cataractă, nevăzător. Encefalopatie cronică infantilă, asta înseamnă că nu vorbește, nu merge, probleme grave la inimă și ficat și are certificat medical și este vorba de a o angaja pe soție ca asistent personal și deocamdată nu se aprobă. Iar memoriul pe care dumneavoastră îl promovați în momentul de față este de a aproba ca mama lui să fie asistent personal al acestui copil cu deficiențe grave. Să sperăm că se vor mai adăuga și alte semnături pe lângă cele care s-au strâns până în prezent. Vă mulțumim frumos și vă dorim spor în activitatea dumneavoastră.